Oul de 2 metri a fost atracția momentului. El a fost amplasat alături de câteva animale domestice vii într-un ansamblu realizat de angajații grădinii zoologice din Pitești. Oul ăsta are aproape 2 metri, are 130 de kg, are în, pentru ornarea lui s-au folosit 55 de kg de mărgele și dacă le veți număra, sunt 3,5 milioane de mărgele. Atâta are. Și lângă el, am zis noi așa, să punem și ceva care să vă bucure. Iepuraș, nu? Fiindcă de Paște iepuraș nu aduce ceva. Și lângă iepuraș și niște găini pitici. 130 de kg are oul, este făcut din polistiren și decorat cu milioane de mărgele care, dacă ar fi puse cap la cap, s-ar întinde pe o lungime de 5 km. Cel care l-a făcut este închis pe viață la pușcăria de la Colibaș pentru omor deosebit de grav. A venit un domn de la primărie, am stat de vorbă cu dânsul, a venit cu un ou făcut din polister, un ou normal mărit de 50 de ori. De care l-a dus aici, l-am pus pe un postament și am început lucrul. Cu toate acestea, cei care au văzut oul și care au și aflat de povestea lui spun că omul cu siguranță s-a căit. Mai mult, pentru realizarea lui, i-ar scurta chiar și pedepsa. Înseamnă că vrea să spele niște păcate și totodată să rămână o amintire plăcută pentru municipiul Pitești, că e preferențial să trebuie să vezi iepurașii și să vezi ouă acesta. O faptă foarte bună. Foarte bună din partea lui, ca să spele păcatele care le-a făcut, pentru ce e închis, nu știu, dar... Este o muncă imensă, pricepere la fel, e un om foarte priceput, care eu consider, depunându-o aici, atât munca, form de muncă, precum și priceperea, s-a spălat de păcate. Realizarea criminalului de la Colibaș va sta în centrul Piteștiului timp de o săptămână. Oul va fi păzit zi și noapte pentru ca nimeni să nu-l rostogolească și să-l spargă.